de dimineață, ne ajută să scapi de greață și îți crește moralul să poți. Bună dimineața, oameni buni! O nouă ediție Cafeaua de dimineață aici pe Știri din Neamț și Mesagerul de Neamț. Pentru că am depășit un pic ora de intrare, nu mai fac niciun fel de prezentare a unor lucruri întâmplate ieri. Spun doar atât că emisiunea va avea două părți, sperăm fără probleme tehnice. În prima parte facem ceea ce trebuia să facem ieri, adică să stăm de vorbă cu domnul dr. Liviu Harbuz și după aceea vom avea plăcerea și, să spun așa, o perioadă mai frumoasă să discutăm cu un prim candidat la Consiliul Județean Neamț. Dar până atunci să încercăm să intrăm în direct cu domnul dr. Liviu Harbuz. Dacă m-a auzit, domnul doctor, bună dimineața! Bună dimineața! Vă mulțumesc pentru invitație și îmi pare rău de neplăcerile tehnice create pentru că eu sunt la distanță și întotdeauna unde apar eu apar și probleme tehnice. Domnul doctor, dumneavoastră nu sunteți niciodată la distanță față de Mesagerul de Neamț deocamdată. O vedea mai încolo. Asta ca să spun așa. Domnul doctor, ieri lansam o provocare. Când ieșim din starea de inconștiență? Mă bucur că ceea ce lansam noi ieri dimineață a fost preluat într-un editorial de unul din ziariștii buni din România într-un portal de știri foarte bun, care vorbea cam despre același lucru. Suntem într-o stare de inconștiență, având în vedere ceea ce se întâmplă în acest moment în România cu pandemia de coronavirus, atitudinea populației și nu numai a populației, dar și a autorităților vis-a-vis de tot ce este în jurul nostru? Suntem într-o stare de inconștiență generată și de cei care ne conduc, pentru că toate bâlbele care s-au produs la nivel central, la nivelul guvernării, la nivelul modului în care este manageriat această criză, da, într-adevăr, suntem într-o stare de inconștiență. Ba, mai mult, ieri, într-o discuție interesantă cu niște personaje interesante, am aflat că sunt unii care își fac planuri cum să reintroducă starea de urgență, perioadă în care și țară care generează suspendarea proceselor penale. Deci, gândiți-vă unde s-a ajuns să ții problema să induci și să declari o stare de urgență care poate suspenda anumite procese penale, desigur, în cheia electorală, pentru că foarte mulți dintre, să spunem, deocamdată așa ziși candidați au probleme penale. Nu, dar chiar se discută lucrul ăsta la modul serios? Eu nu pot să cred așa ceva. Vă spun cu toată seriozitatea, am asistat la această discuție și am fost șocat. Nu m-am închipuit că țara asta, timpul în care avem o criză mondială, avem o criză economică, avem oameni disperați, gândiți-vă ce simt acei antreprenori care sunt aproape de faliment sau chiar în faliment, care nu mai au cu ce să-și hrănească familiile, care își aruncă la gunoi business-uri, unele chiar de zeci de ani, aici mă refer la industria Horeca, iar unii se gândesc cum să-și salveze pielea, suspendând odată cu starea de urgență și procesele penale. Uitați-vă puțin la ce s-a întâmplat ieri în Parlament. Uitați-vă cum s-a votat legea privind instituirea stării de urgență. Ați observat că se vorbește deja de rechiziționarea sau confiscarea bunurilor contaminate. Adică cum? Adică dacă mașina mea e contaminată, poate fi rechiziționată. Dacă telefonul meu e contaminat, poate fi rechiziționat. Încă nu știu ce o să facă cu apartamentele. Dacă cred că o să le rechiziționeze cu tot cu locatari, dacă aceștia se vor afla în izolare la domiciliu. Domnul doctor, mă scuzați, dar nu pot să mă abțin. Ce facem dacă ți se îmbolnăvește soacra? Nu știu, aici e o chestie de negociere. Cred că ne
mutăm și locuim cu soacra, că nu putem să o dăm spre rechiziționare. Păi da, vă dați seama, soacra, nevasta, știu eu... Deci lăsând gluma la o parte, suntem într-o situație, cred că această pandemie a scos la suprafață caractere, atitudini, dar mai ales strategii, în ghilimele, a unor politicieni care în disperarea lor sunt în stare să sacrifice vieți omenești. Pentru că aici vorbim despre viața oamenilor. Uitați-vă câte bâlgă au avut loc. Uitați-vă cum primul ministru ne spune nu respectați hotărârea Curții Constituționale. Noi trebuie să clarificăm. Curtea Constituțională a vorbit despre forța actului normativ care stabilește starea de urgență. Deci nu a vorbit despre starea de urgență, a vorbit despre forța actului. Adică, starea de urgență, ca să înțeleagă publicul dumneavoastră și toată lumea, starea de urgență poate fi instituită doar printr-un act normativ cu putere de lege. Deci obligatoriu o lege care să treacă prin Parlament și nu prin ordin de ministru. Dar eu vă întreb altceva. Trăim într-o țară în care instituțiile se sabotează între ele. Din diverse motive, de obicei din motive politice, pentru că politizarea a ajuns la un asemenea nivel încât devine nocivă, puțin spus. Nu puteau înainte de a emit acel ordin, primul ministru, să întrebe Curtea Constituțională. La o cafea, am să vă spun că Curtea Constituțională este pe același etaj cu sala de plen a Camerei Deputaților. Adică nici măcar nu trebuiau să facă un efort fizic. Nu puteau instituțiile să colaboreze între ele. Deci avem o stare de urgență, o situație pe care n-am mai întâlnit-o de la al doilea război încoace. Și instituțiile se ceartă între ele, se bălăcăresc, iar oamenii suferă. Deci vine și neîncrederea în sistem, neîncrederea în guvern. Încrederea într-un guvern în stare de necesitate, stare de urgență, este vitală. Păi mă gândeam dacă ar fi stare de război și ar veni domnul prim-ministru și ar spune român trece Prutul. Părerea mea că nu o să-l treacă nimeni. Bine, Prutul cred că în noua situație internațională nu o să-l mai treacă nimeni. Am citat doar... Am înțeles. Da, domnul doctor, dar haideți pe de altă parte să nu uităm că totuși există cel puțin persoane testate pozitiv foarte multe. Că lumea spune că nu mai există coronavirus, că nu mai există așa ceva. Totuși, testele arată că avem multe persoane la nivel național. Situația este foarte gravă. Deci, uitați-vă, ieri au fost 614 cazuri. E normal, pentru că relaxarea a fost făcută și relaxarea mult prea ușor, mult prea repede. Ar fi trebuit, după sacrificiul pe care l-au făcut cetățenii României, pentru că, hai să fim serioși, autoritățile au venit și au impus, dar până la urmă responsabilitatea oamenilor a ținut România într-un procent foarte mic. Acum oamenii nu mai au încredere, ca să nu mai vorbim că există ONG-uri care vin cu tot felul de scenarite. Atunci când nu ai o forță a statului, atunci când autoritatea nu se impune, lasă loc de tot felul de interpretări. Am văzut, de exemplu, niște cifre care ne-au fost prezentate de celebrul comitet al situațiilor de urgență, care nu se potriveau, adică dacă adunai cifrele, îți dădea cu totul altceva. Normal că aceste bâlbe discreditează orice decizie importantă pentru sănătatea noastră. Am avut și momentele în care demnitarea statului pur și simplu și-au bătut joc de ideea de autoprotecție, și-au bătut joc de ceea ce înseamnă purtarea măștii, de ceea ce înseamnă distanțarea fizică sau distanțarea socială. N-au respectat ei. Ei, în primul rând, trebuiau să fie, prin puterea exemplului, reperele pe care să le aibă populația. Suntem
deja în situația aia care eu tot am spus în emisiune, în toate emisiune, noi suntem pe cont propriu. Adică în momentul în care ai ajuns pe cont propriu, ca să nu vă mai spun, uitați-vă, vă aduceți aminte că în una din emisiunea dumneavoastră vorbeam despre balastul social, despre acei oameni care vor rămâne fără locuri de muncă, care vor rămâne în casă, care cu ajutorul Dumnezeu poate vor primi ceea ce înseamnă venitul global. Toate aceste lucruri, toate aceste lucruri vor duce la nivelul globului la peste un miliard de șomeri. Este o situație care se va întâmpla într-o perioadă foarte scurtă. Iar noi în România stăm și ne vânăm unii pe alții sau avem parlamentari care intră într-o șaormerie și mă refer aici, am să dau și nume pentru că este un personaj din PSD toxic. Domnul Solomon. Adrian Solomon, președintele Comisiei de Muncă din Camera Deputaților, și, deputat de Vaslui. Și din nefericire, un om cu studii, un om cu studii a terminat facultatea de istorie, din nefericire, de la Iași. Exact. De la Iași. Deci, știu foarte bine. Din păcate, atitudinea lui sfidătoare, aroganța, normal că influențează încrederea populației în măsurile care se iau. În momentul în care tu te duci și spui, bă, Mustafa, mi s-a părut atât de vulgar. Ăla e un om care a venit să muncească în România. A făcut un business. Și un business frumos pentru că e chiar în centrul vechi. Și te-ai dus tu să mănânci acolo. Nu te-a chemat el. Absolut nu te-a obligat nimeni că nu erai la cantina Parlamentului. În momentul în care intri acolo și iei pe la băi, Mustafa, dar tu de ce la mine în țară eu trebuie să pun mască ca să mănânc o șaorma? Adică un fel de ce cauți tu la mine în țară? Omul ăla era în acel moment în pericol, pentru că dacă cineva intră bolnav acolo, îi compromite business-ul. Noi nu mai avem respect pentru proceduri, pentru reguli și pentru ceea ce înseamnă sistemul privat. Avem un guvern liberal, dar guvernul liberal nu înțelege cât de important este antreprenorul, pentru că de acolo vin salariile și pentru bugetari, de acolo se naște motorul economic a unei țări. Domnul doctor, acum știți cum e autoritățile astea care nu dau exemplu sau dau exemplu negativ, într-un fel aproape că e normal să fie așa. Dumneavoastră ați lansat sintagma cu mâinile curate. Cam greu să vorbim că băieții de acolo sunt cu mâinile curate și atunci e normal că până și probabil virusul nu se atinge de ei. Da, din păcate toate lucrurile astea distrug echilibrul social, toate aceste fapte de vitejie a unor demnitari, așa cum a fost și momentul prezentat, pe care nu l-am fi văzut dacă nu se filma din greșeală din biroul primului ministru, aroganța asta, dacă nu va dispărea această aroganță, guvernele, autoritățile de stat își vor pierde credibilitatea într-o proporție de 100%. Acum, da, vă rog. Avem nevoie de credibilitate. Avem nevoie de o forță a instituțiilor statului, dar nu o forță punitivă. Nu e suficient doar să dai amenzi. Nu poți să pui un polițist lângă fiecare persoană. Avem nevoie de puterea exemplului, avem nevoie de încredere în instituțiile statului. Încrederea se câștigă, nu se obține cu forța, doar cu bastoane, cu amenzi și cu amenințări. Domnul doctor, apropo de încrederea care se câștigă, ieri în Mesagerul de Neamț, ediția print, a apărut o pretenție de analiză, apropo de alegerile care vor urma la primăria Piatra Neamț. Și mi-am permis să spun că unul dintre candidații cu șanse, și am explicat acolo, cred că materialul a apărut și în online, sunteți dumneavoastră. Nu am niciun fel de știre oficială că veți candida sau nu, dar v-aș ruga să comentați un pic pornind de la ceea ce spuneați, că încrederea se câștigă. Da, o să spun astăzi,
indirect, da, voi candida. Voi candida tocmai motivat de atâta lucruri care se pot face și, din păcate, prin ping-pongul ăsta politic între PNL și PSD, de blaturile politice care se fac între PSD și, și PNL, în aceste condiții, da, am decis să candidez la primăria Piatra Neamț. Păi eu ar trebui să închei emisiunea aici și să fac breaking news. Primul candidat, ca să spun așa, oficial la primăria Piatra Neamț, care își anunță cu propria-i voce candidatura. Domnul doctor, în cazul ăsta o să mai continuăm 4-5 minute, să nu se supere invitatul care deja a ajuns în studio. Spuneți-ne, cum v-ați hotărât? Am hotărât pentru că am văzut care sunt potențialii candidați. Am hotărât pentru că, așa cum bine știți, de ani de zile, îmi doresc ca în Piatra Neamț să se schimbe ceva. Nu se va schimba nimic dacă venim cu aceiași oameni, cu aceleași personaje care au beneficiat din poziții diferite de tot ce înseamnă orașul Piatra Neamț și nu numai în județul Neamț. Adică, contracte cu statul, dosare penale, chiar nu putem avea candidați care să fie cu mâinile curate, pentru că știți bine cât de mult țin la sintagma asta. Cu mâinile curate. Avem nevoie de o reconstrucție a orașului, de o nouă viziune. M-am săturat să văd doar funcționari care numără gropi și care nu au făcut nimic 4 ani. Am luat programul domnului Chitic, cu care a candidat acum 4 ani, și l-am pus în oglindă cu realitățile. Nici măcar 11% n-a realizat din ceea ce a promis. Domnul Harbuz, scuzați, abia aștept să veniți în Piatra Neamț și să disecăm programul dumneavoastră. Mare drag, programul meu va fi un reloaded al programului de acum 4 ani, pentru că se pare că unii din Piatra Neamț nu au înțeles, din cauza mea probabil, mesajul corect atunci când am vorbit despre Smart City și despre un oraș verde. La vremea aceea, unii tovarăși mă luau la mișto și îmi spuneau că am venit cu avioane și cu science fiction. Nu. Ăsta trebuie să fie orașul Piatra Neamț. Un oraș model, un oraș curat, un oraș verde, care să producă și din punct de vedere economic să fie un reper, pentru că este un oraș mic, frumos și poate deveni din nou, toți invocă perla Moldovei. Dar nu înțeleg sensul acestei sintagme perla Moldovei. Vorbim acum despre o mărgică. În 30 de secunde, vă rog, dacă puteți, doamna Mihaela, un telespectator ne întreabă ce înseamnă noua viziune a domnului Harbuz. Ați spus deja ceva, dar vă rog să punctați și după aceea vă doresc o zi frumoasă. Noua viziune înseamnă renașterea acestui oraș, înseamnă fonduri europene, care să, mai ales că avem oportunitatea în acest context, în această conjunctură internațională, relația cu Bruxelles, să obținem fonduri europene la un nivel la care n-am mai avut acces. Dar eu sper să avem și potențialul de accesare și, repet, un oraș inteligent, asta presupune o structură nouă și un sistem de abordare nou și un oraș verde, adică un oraș curat, vorbim aici despre, până la urmă, despre ceea ce înseamnă mediu, partea economică și modul de funcționare a administrației publice locale. Vorbim de transparență decizională, lucruri care nu s-au mai întâmplat în Piatra Neamț de aproape 30 de ani. Vă mulțumesc pentru breaking news, vă mulțumesc pentru participare. Aștept să ne vedem în direct să discutăm programul, pentru că așa aș vrea să discut cu toți candidații programele, sau de ce nu să-i punem față în față să discute unul cu celălalt. Vă dorim o zi bună și rămâneți alături de noi să vedeți un prim candidat la Consiliul Județean. Cele bune, la revedere! Mulțumesc! La revedere! Deci, oameni buni, cum stau lucrurile în momentul acesta?
În emisiune se pare că avem mână bună. Puteți lua acest telefon care deja mă încurcă. Avem mână bună. Acum o zi, un primar și-a anunțat în direct intenția de a nu mai candida. Este vorba de primarul de la Borca. Astăzi, domnul Harbuș și-a anunțat în direct candidatura la primăria Piatra Neamț și tot în direct domnul Cristian Săociuc de la PMP ne spune că va candida la Consiliul Județean Neamț. Bună ziua, domnul Săociuc! Bună ziua dumneavoastră și telespectatorilor dumneavoastră, domnul Bănescu! Deci ați văzut ce se întâmplă în emisiunea asta, tot felul de lucruri. Acum eu vreau să vă întreb direct. Sunteți un tânăr, câți ani aveți? 42 de ani. 42 de ani, sunteți tânăr, sunteți tânăr. Ce v-a apucat, domnule, să vă duceți la Consiliul Județean? Acum vorbesc așa, ca între doi tovarăși care bem un ceai, o cafea. O să vă răspund. Domnul Bulescu, eu am intrat în 2013, știți foarte bine, în Fundația Mișcarea Populară. Apoi fundația în 2014 s-a transformat în Partidul Mișcarea Populară. Deci a fost printre inițiatori, cum ar veni. Sigur, da. Eram 5 oameni la început. Aoleu. Da. Și ne întâlneam... Era și doamna Mihaela Stoica. Parcă eram... A venit după mine. După dumneavoastră. Da. Sunteți tare. După a venit la vreo 3 luni de zile. Din 2013 până în 2016 am fost alături de partid din toate punctele de vedere și financiar și cu multă muncă. În 2016 am fost propus pentru lista de consilieri locali din partea Partidului Mișcarea Populară la municipiul Piatra Neamț. Am devenit consilier și în 2017 m-am dus spre funcția de manager la SC Salubritatea SA. Am fost propusat acolo. Deci nu am sărit nicio etapă. Am luat toate etapele la rând, fără să... Adică vreți să spuneți ceva de genul? Bă, eu am intrat în politică, nu m-am dus... Am lipit afișe la început, ca să spunem așa... Am făcut munca aia de jos. Cum trebuie să o facă fiecare ca să înțeleagă politica. Nu e atât de... Bun. Ce se vede din afară... Asta este explicația, ca să spun așa... din punct de vedere politic. Dar eu revin cu întrebarea. Deci, cine v-a convins, doresc, candidați? Că așa pare o chestie. Știți? Vreau să vă contrazic aici ce a spus domnul Harbuș. Apropo, mult succes îi doresc. Primul care și-a anunțat candidatura este domnul Gavrilescu la primăria Piatra Neamț. Cum la fel și la Consiliul Județean. Nu în emisiunea asta am zis. Am înțeles. Nu în emisiunea asta. Am înțeles. În rest, știți cum e. Noi avem niște ascultători și telespectatori foarte inteligenți. Și avem pretenția că ei, toți cei foarte inteligenți, se uită aici la emisiune. Și am înțeles. Bun. Am stat de vorbă cu domnul președinte Gavrilescu, mi-a propus lucrul acesta. Am acceptat. Asta și m-am gândit câteva zile și am acceptat până la urmă. Este o bătălie în care intru liniștit și vă zic și din ce, datorită cărui fapt intru liniștit. Ați văzut că în ultimii ani a fost o... Dați un pic, intrați liniștit. Dom'le, dar vă luptați cu niște monștri. Nu niște monștri, niște monștri ai politicii locale. Adică cel pus de PSD, probabil Ionel Arsene, cel pus de PNL, probabil Mugur Cosmanciuc și la fel de probabil... Laurențiu Leoreanu, la fel de probabil nu mai știm cine. Deci sunt două forțe, da? Sunt două forțe. Și atunci cum credeți dumneavoastră? Cum văd eu situația? Știți că în ultimul timp, în ultimii 3-4 ani de zile, toată lumea a avut loc o ofensă împotriva Ciumei Roșii. O ofensivă așa, puternică? Ofensivă puternică, bineînțeles. Acum, din ce observăm, Ciuma Roșie dă de pământ cu lepra galbenă. Să ținem cont că... Adică, stați un pic, că deci, Ciuma Roșie e PSD-ul. Da. Lepra galbenă este o sintagmă folosită de Ionel Arsene, în special, împotriva guvernului PNL doar și altul. El, nu în special, doar de el. Doar la el am văzut-o, sintagma respectivă. Așa, și cei care îi postează pe da. Așa. Bun, deci, Ciuma Roșie și lepra galbenă. Și dumneavoastră credeți că... Că pot fi vaccinul împotriva acestor două boli, mai ales că acum e și... E vorba de pandemie. Pandemie cu coronavirus.
Eu cred că putem schimba ceva prin vaccinarea tuturor de aceste două boli. Și cum se poate face vaccinarea asta? Haideți că deja începem să discutăm în termeni medicalo-politici pandemici. Da. Nu știu, eu cred că mentorul, și știe toată lumea că mentorul nostru este Traian Băsescu, cel care a trecut prin țara prin crize, printr-o criză mare, da? Deci a condus-o, ca să spunem. A condus-o la ieșirea din criză și metodele pe care le-a folosit au fost în regulă. Deci eu cred că și noi putem face același lucru aici la Neamț. Adică dumneavoastră veți veni așa pe post de epidemiolog județean, da, să ne vaccinați împotriva ciumei roșii și a leprei galbene, da, într-o perioadă de pandemie de coronavirus, și dumneavoastră veniți și spuneți: domnule, eu vă vaccinez, alegeți-mă pe mine, nu? Cam așa ar veni vorba. Cam așa. Bun, acum, eu ca să vă aleg, da, pe dumneavoastră, trebuie, da, să mă convingeți. Și primul argument ar fi ăsta: domnule, de ce sunteți dumneavoastră mai bun decât ciuma roșie și lepra galbenă? Eu vreau să vă zic în felul următor. În ultimii ani am avut o colaborare extraordinară. Eu n-am ținut cont de culorile politice. Am ajutat absolut pe toată lumea, pe toți primarii, din diferite culoare politică, și mă înțeleg foarte bine cu ei. La problemele care le aveam vis-a-vis de ei și de societatea pe care o conduc. Ieri și alaltăieri m-au sunat dintre primarii respectiv și mi-au dorit succes. Eu sunt conștient că... Am înțeles. Deci pot să o traduc. Deja Cristi Sauciuc a luat legătura cu primarii, care sunt cheia, care sunt cheia și lăcata, care sunt cheia și lăcata în alegerile județene. Era o glumă. Da, am înțeles. Ideea e că eu am mai zis-o și la lansarea candidaturii. Eu sper și cred că putem construi un județ care să nu fie pe alocarea banilor, să nu fie pe ochi frumoși, să nu fie pe culoare politică, să fie prin multe întâlniri. Să nu fie într-un singur pix. Să nu fie într-un singur pix, sigur. Ar fi foarte bine să se facă întâlniri, foarte multe întâlniri și foarte multe discuții cu toți primarii, de toate culorile politice. Și să se facă proiecte care să fie chiar utile, utile să nu fie sustenabile. Să nu fie proiecte doar de dragul de a cheltui niște bani pentru o firmă. Din păcate sau alta. Din păcate s-au făcut proiecte care nu își dezvoltă necesitatea. Important e ca primarii care vin cu proiecte din UAT-urile pe care le conduc, vin cu proiecte, să fie proiecte care să ajute cetățenii din respectivele UAT-uri. E foarte important. Știți ce aș fi răspuns eu dacă mi-ați fi adresat întrebarea: domne, de ce credeți că veți câștiga, acum mi-a venit în minte, spuneți, de ce credeți că veți câștiga între cele două forțe locale? Eu aș fi răspuns așa, domnul Sauciu. Domne, mă uitam la ce spun cei care critică ciuma roșie și le dau dreptate. Mă uitam la cei care spun critică ciuma galbenă și le dau și lor dreptate. Bă, dacă au ambii dreptate, înseamnă că nu, da, se eu poate. Răspuns, nu? Cam așa mai... Deci... Eu am răspuns, bă. Am să țin cu folosesc data viitoare. Vă mulțumesc mult. Bun. Acum, să trecem la lucruri pragmatice. Și eu aș vrea să mă duc să particip la dineul lui Donald Trump fără mască. Care mă pot duce, dar fără mască nu știu dacă mă pot duce. Dumneavoastră vreți să fiți președintele Consiliului Județean. Aveți un proiect sau lucrați la el? Da. Aveți o echipă? Echipa am. Eu am fost propus de colegii de la județ. Avem niște candidați la primar în care eu am încredere. Și cred că o să că vor aduce și voturi la Consiliul Județean. Sigur că da, păi o să fie majoritatea pe lista de consiliari a Consiliului Județean. Am încredere în ei și cred că putem schimba puțin fața județului. Lucrez la proiect, aș merge spre infrastructură. Avem o problemă, Piatra Neamț, cum ați vorbit și înainte, vrem să devină perla Moldovei, dar nu s-a făcut nimic pentru acest lucru. Suntem o mărgică în momentul ăsta. Da.
dar e păcat că e tare frumoasă. Orașul e tare frumos, județul e tare frumos. Bun, acum știți ce o să spună cei de la Ciumaroșie? Băi, ți-e ușor să vii să vorbești de infrastructură, că s-a investit mult în infrastructura județului. Poate nu a fost făcută corect. Adică? Nu știu, eu cred că se pot face mai multe drumuri cu aceiași bani, de exemplu. Adică sunt lucrări supra licitate, ca să spunem așa. Probabil că da, nu am studiat exact, dar aici bat eu. Și trebuie, în momentul când se fac anumite lucruri, cred că ar trebui să facem un team building cu toți primarii din OAT-uri. E foarte important să auzim părerea. Eu, ca președinte de Consiliul Județean, așa aș face. Aș strânge pe toți, indiferent de culoare politică, și aș vedea și cum gândesc ei, pentru că 70, 80 ceva de minți sunt mult mai bune decât una singură sau două. Bun. Așa este. Uite, ați primit un... două întrebări care se referă cam la același lucru. Metodele lui Băsescu de combatere a crizei au fost tăierea salariilor și a pensiilor. A fost ok? Putem aprecia metodele mentorului, adică Băsescu, în perioada de criză? Și vă dă un sfat cel care scrie. Sper să nu aud că și Pinalti a fost un mentor pentru dumneavoastră. Nu, îmi pare rău, nu am legături cu... Eu am intrat în 2013 în politică. Deci dânsul nu mai era oficial, cel puțin. Bun, deci chestiunea asta cu pensiile și salarii și metodele lui Băsescu, că a fost o perioadă de criză intensă. Deci vi se cere, domne, haideți spuneți, erau bune, nu erau bune? Din punctul meu de vedere, foarte multă lume au spus că nu erau bune. După ce au trecut și astăzi, lumea și-a dat seama într-un fel, mai multă lume și-a dat seama că a făcut ce trebuia la momentul ăla, chiar dacă a pierdut politic, măcar pentru curajul de a face lucrul ăsta, e de apreciat. Cetățenii știu dacă erau bune sau nu erau bune. Eu nu eram în măsură, nu m-a afectat. Eu lucram în privat, pe mine personal nu m-a afectat. Pe dumneavoastră, sigur, în privat nu. Haideți să mergem mai departe. Deci infrastructură și mai departe, pentru că județul ăsta, eu m-am săturat din 1990 până acum, să aud doar atât. Infrastructură și turism. Știi ce se întâmplă? Avem un... Și facem așa un fel de turism pe urmele infrastructurii și nu găsim. Nu facem nimic. Da. Până la urmă nu se întâmplă nimic. Vă ziceam mai înainte că avem un județ foarte frumos. Am putea face ceva la lacul de la Bicas. Apropo de turism, dacă am dezvoltat infrastructura care ne leagă de să se facă autostrada A8, să se facă autostrada A7, să facem un drum expres Piatra Neamț-Bacău și eu aș merge și un drum expres roman Piatra Neamț, eu cred că am putea dezvolta și ar veni foarte mulți dezvoltatori în oraș, firme private, da, firme mari, multinaționale, care ar putea să creeze locuri de muncă. Pentru că și aici este un domeniu unde stăm destul de rău. Da. Ne sugerează o doamnă să vorbim despre pensionar. Mai puțin putem vorbi despre pensionar la nivelul Consiliului Județean, dar, mă rog, haideți să continuăm totuși. Care ar fi proiectul de suflet al lui Cristi Sauciuc și al PMP-ului dacă ar ajunge președinte la Consiliul Județean? Mie mi-ar plăcea, în primul rând, să mă înțeleg cu toți primarii din OAT-uri, indiferent de culoarea lor politică. Asta mi-ar plăcea enorm. Să fie toată lumea mulțumită. Nu se poate niciodată, dar trecem pe cât mai mulți atunci. Nu toată lumea, dar cât mai mulți. Mi-ar plăcea ca acest oraș și județul să fie traversat de autostrăzi, să putem să nu ne mai înjurăm Piatra Neamț-Bacău să faci o oră cât faci de la Bacău la Focșani. Să putem să ne mișcăm mult mai ușor. Mi-ar plăcea să fie tot ce se întâmplă în administrațiile locale să fie mai transparent, da? să putem accesa și să aflăm lucruri. Că știți că în momentul dumneavoastră ca jurnalist căutați ceva și vreți să dați ceva, căutați o grămadă de timp ca să vedeți exact despre ce e vorba. Nu vreau să mai intru în amănunte, că mi-aduc aminte de o perioadă neagră când căutam date prin niște instituții chiar din Piatra Neamț. Da, haideți, continuați.
Așa, și asta mi-ar plăcea cel mai mult, să putem face din județ un loc unde să vină toată lumea cu plăcere. De ce s-a putut în Brașov? De ce se poate în Cluj? Oradea? De ce nu putem face lucrurile astea? Sibiu? De ce nu putem face lucrurile astea și aici la noi în județ? Pentru că, mulțumim Dumnezeu, natura ne-a dat și Dumnezeu ne-a dat multe locuri frumoase. Acum unul din Sibiu, știți ce ar zice? Băi, zice, trebuie să schimbați oamenii. Da, așa ar zice, dar putem. E ușor. De cât sunt în administrație, mi-am dat seama că trebuie plecat de la educație. Noi avem o problemă cu educația, adică ar trebui introduse niște chestiuni la copiii din grupa mică, în grupa mare. Bine, acum să nu spune să le băgăm dreptul de vot. Nu. Mă refer să îi îndrumăm spre niște chestii care țin și în vest, țin și în țările de pe lângă noi. Ce fel de chestii? Vă dau un exemplu unde sunt și măsură să vi-l dau, cu căței vagabonzi. Da, sper că vă referiți la cei cu patru picioare. Mă refer la cei cu patru picioare, la cei care trec dintr-un partid în altul, care candidează azi aici, mâine, dincolo. Într-o zi mă gândeam la cei care mută partidele. Ar trebui băgat o sumă. Ai plecat dintr-un partid în altul, plătești o sumă la guvern, la statul român. Știți ce o să spune ei? Care? Șpaga care am dat-o ca să fiu primul pe listă? Aia, sau... dar să intre la statul român. Deci să intre la statul român. Ar fi interesant. Bun, și cum calculăm șpaga respectivă? Nu calculez, dai o sumă fixă. 20.000 de euro. Ai schimbat partidul, vrei să ieși iarăși la partidul. Dar nu e nicio problemă, știți cum e? Eu mă duc acum, vine un președinte de Consiliu Județean de oriunde din țara asta și se duce la un primar de culoare galbenă, roșie, care o fi el. Și spune, bă băiatu, uite care de-a, vii la mine, candidezi, mi-a cea ta voturi, trebuie să dai 20.000 de euro, da? Ia de-i tu 20.000 pentru taxă, tu ia-și de aici 20.000 ca să vii la mine. Eu zic că dacă s-ar băga și taxa asta... ar dubla banii care trebuie dat. Asta spuneam și eu. În loc de 20.000, 40.000. Deci și-ar asta... fi bine. Și-ar face și statul român bani. Ar face statul român bani? Ar mai da și din banii aia? E frumos. Ar fi interesant. E frumos. Acum, domnul Saloceu, haideți spuneți și mie, că dumneavoastră sunteți un om sincer de felul dumneavoastră și eu apreciez lucrul ăsta. Mulțumesc. Spuneți-mi și mie, ce trebuie să faci să intri pe lista unui partid? Să nu mi-o băgați pe aia că trebuie să muncești pentru partid, să te duci, să lipești afișe. Știți foarte bine că la toate partidele e nevoie și de muncă. N-am să zic că doar muncă. E nevoie de bani, pentru că un partid trebuie să trăiască la orice nivel, și municipiu și județ. Deci trebuie să pui niște bani. Sigur că da. Eu 2013-2016 am luat... bani și am adus când nu aveam nicio funcție. Avem de plătit lumina, avem de plătit gazul, e simplu. Hai să punem niște bani, da. Punem fiecare cât se... Bă, știți ce mă interesează pe mine? Cum e perioada aia când, domne, trebuie să facem, se apropie alegerile, deci mai este cam cu un an, deja e prea... E prea mult un an. Nu, cam cu vreo 6-7 luni, începe să se anime zona partidelor politice, nu? Cum e? O să vă povestesc din 2016, pentru că acum o să știți că o să fie altceva. 2020, datorită pandemiei coronavirus, o să fie altceva. Dar 2016 a fost foarte interesant. În momentul când se apropie alegerile, ușile partidului încep să se miște, că nu mai cad din bălămâli la cât lume intră și iese. Oh. Frumoasă imagine. Da, e frumoasă, dar aproape de alegeri, undeva la 4-5 luni. Eu zic să pun o chestie din aia ca ușa să revină cât mai... Da, cu arc ca să nu se strice. La fel cum se fac, m-ați întrebat de liste. Păi nu, dar ei vin acolo cu un scop. Adică cu scopul să candideze. Ați întrebat cum ajunge cineva să candideze pe unui partid. În primul rând că sunt cei care într-adevăr muncesc și sprijină financiar. E normal, pentru că un partid nu trăiește doar în 4 luni de zile înainte de alegeri. Deci, haideți să o spunem pe aia dreaptă, că noi am mai spus-o. Deci, dacă ai pe cineva care ajută partidul, așa, are într-un fel prioritate la intrarea pe liste.
toată lumea trebuie să ajute partidul, nu dacă ai pe cineva care să ajute partidul. Haideți, doamne, că de obicei partidul ajută, nu? Partidul când ajunge... Nu știu, noi suntem mai... De la început suntem mai ciudați, pentru că noi fiecare aveam de plătit 1000 de lei, fiecare câte 100 de lei plăteam. Nu era, nu aveam cazul de astea, nu prea ne-am întâlnit cu cazul de astea să ne ajute cineva pe noi. De asta suntem și atipici. Dar mă bucur că, de exemplu, față de 2016, acum la Piatra Neamț și la Consiliul Județean, birou PMP, Partidul Mișcarea Populară Piatra Neamț, este un birou de 40 și ceva de persoane în care am încredere și sunt oameni extraordinari. La fel și cei de la județ, candidați la primărie, sunt niște oameni deosebiți. Deci, revenim la ușa aia care de-abia se ține în balamale, deci vine lumea acolo și ce spune? Cum spune? Păi, vă dați seama că încep luptele, sunt mulțumiți, sunt nemulțumiți, pe unii dor coastele. De la coatele. De la coatele care se dau când intri pe ușă, câte doi e... Te mai înghesuie. Te mai lovești, te mai înghesuie, da. Am înțeles. Da, frumos, adică... Trebuie să ieșim un pic din imaginea asta idilică. Viața unui partid este cam așa, cam viața de zi cu zi. Și e o luptă. E să ajungi în față... Să știți că nici viața unui politician nu este ușoară. Indiferent cum se vede din afară, vreau să vă... Acum o să rog pe băieții din emisie un pachet cu șervețele. Pentru că eu încep să lăcrimez și stau și depinde zic așa, de politician. Lacrima din partea asta este pentru pensia specială, lacrima din partea asta este e pentru sumele forfetare care nu noi trebuie. Am vrut să scoatem, am făcut proiect, parlamentarii noștri au făcut proiect de să scoată pensiile speciale, dar din păcate nimeni n-a fost de acord, ați văzut și la București s-au întâmplat niște lucruri care nu se vrea, practic. Da, pentru că știți cum e, până la urmă e chestia aia cu mai eu, știți? Da, e mai aproape. Acum, mai eu, acum se spune masca e mai aproape decât mai eu. Da. Bun. Spuneți-ne despre echipă. Că înainte vreau să spun că mă bucur că a ajuns chat-ul de la emisiune, un loc în care se discută, de exemplu, doamna Mihaela a întrebat care e noua viziune, Liviu Arbuz i-a explicat pe chat-ul de la emisiune, i-a pus și o adresă de Facebook în care să ducă. Cam așa ar trebui să meargă lucrurile, lumea să discute. Trebuie să discutăm constructiv și exact. E importantă, foarte importantă e părerea cetățenilor. Pentru că eu dacă mă apuc de făcut un proiect care nu interesează pe nimeni, proiectul ăla o să ajungă să, dacă e clădire, o să dărâme. O ia la vale ca Muntele Cosla când s-o intra pe el cu hurta. Exact, exact. Ce exact. S-o mai... Cum au făcut piața aia de pește, nu știu, unde nu e locuită, la Tulcea parcă. Păi da, la Tulcea, dar ce nevoie mai ai de piață de pește la Tulcea unde toată lumea fură peștele? Dar de ce construiești ceva care nu-ți trebuie? De ce bagi niște bani, indiferent că-s pe fonduri, că nu, de ce bagi niște bani în ceva care nu e folosit, care peste 3 ani de zile se dărâmă? Da, acum, o chestiune... interesantă. În Mesagerul de ieri, eu lansam ideea, în materialul care a apărut ieri în ziar, că o posibilitate, și asta nu mai ține de Consiliul Județean și vă trag de limbă, acum vă trag, dacă puteți să răspundeți, bineînțeles, o posibilitate care ar mări șansele PMP-ului într-un rezultat bun, la Piatra Neam și în altă parte, ar putea fi, ca o variantă B, în afară de candidatura lui Bogdan Gavrilescu, candidatura domnului Dragoș Chitic, care știm că în momentul ăsta nu mai este membru PNL, că s-a autosuspendat, nu am aflat să fi fost reprimit în partid. Va fi greu să candideze din partea PNL-ului, decât dacă își dau singur cu statutul în cap. Există totuși posibilitatea. În acest moment, Dragoș Chitic poate candida. Eu și nu e trecut în statut, chiar stăteam de vorbă cu cineva, e lângă statut un cod moral al PNL. Haideți, domne, deci, eu dacă intru acum, vă citesc în secunda 2, iar codul moral, știți cum e, morală și politică. E ca și cum m-aș spăla pe picioare cu whisky de 20 de ani și spun că mă spăl cu apă rece de izvor, după aia, hai domne, să o lăsăm naibii. Dacă e cu gheață, da, e apă rece de izvor. Deci...
Bun, nu, reprezentanții PMP-ului acum. Astăzi, candidatul Partidului Mișcarea Populară este Bogdan Gavrilescu la primăria Piatra Neamță. Astăzi? Da. Dar s-a discutat vreodată? Nu. Nu s-a discutat niciodată? Nu. Am înțeles. Dar dumneavoastră, în calitate de fost consilier PMP la Piatra Neamț, da, credeți că cei din partid își asumă în momentul ăsta ceea ce se întâmplă pe timpul mandatului lui Dragoș Chitic? Din partid de la noi? Sau din partid din PMP, nu de PNL, că la PNL nu știu. Știți cum e? Când ai 3 consilieri într-un consiliu local unde 12 consilieri fac majoritatea, cu 3 consilieri nu prea să poți să-ți asumi nimic. Pentru că noi am avut proiecte care nu au trecut. Nu, că am sesizat în timp perioade când l-ați susținut pe Dragoș Chitic, dar au fost și perioade în care ați criticat activitatea lui Dragoș Chitic. Ca partid vorbesc, nu ca persoană. Da, noi din păcate, v-am spus, am avut 3 consilieri, deci 2 consilieri și viceprimarul Bogdan Gavrilescu. E greu. E greu să poți face lucrurile cum vrei tu când ai doar 3 consilieri. Dar am fost alături de ei în momentul când au avut proiecte bune, le-am criticat pe cele care nu erau în regulă și așa am mers înainte. Domnul Zauciuc, haideți să tragem o linie și după aceea mai citesc niște mesaje. Sigur. Ca să nu ne încurcăm unele cu altele. Deci, mergeți să candidați, da? Considerați că aveți șansa dumneavoastră. Sigur că da. Mi-a plăcut sintagma aceea între două boli, să spunem așa, cu leac greu în politica românească, aveți o șansă. Eu vă aștept când aveți programul gata. Sau părți din program gata. De ce? Vreau să le dezbatem. Și cum să le dezbatem? Punem pe ecran ce vrea să facă candidatul PMP la județ și îi rugăm pe oameni care se uită la emisiune să vină cu idei, să dezvolte ideea dumneavoastră, să o critique, să o laude. Și noi să dezbatem pe ea. De ce? Când este program, avem și candidat credibil. Până atunci noi discutăm la nivelul acesta, la nivel de informare și la nivelul, pornind de la acest nivel, eu vă doresc baftă, succes și putere de a rezista în postura de epidemiolog al mediului politic din Neamț. Vă mulțumesc frumos, domnule. Așa, haideți să mai citim niște mesaje. Deci, Oana Dati, să știți că alegătorii nu uită că PMP a făcut alianță cu PSD și ALDE, Consiliul Local, în primul an după alegerile anterioare. Și asta ni se pare traseism. Un domn numit Liviu Arbuz vă spune, nu e traseism, e doar oportunism. Doamna Mihaela, când a spus despre căminele de bătrâni, spune că ea se referea la locuri de agrement pentru aceștia. Cred că fondul se obțin prin finanțare de la CJ și primărie. Probabil că da. Am înțeles, o să dezbatem și acest subiect într-o altă emisiune. Ne oprim aici, oameni buni. Am început să ne obișnuim să dăm știri în această emisiune de interes, știri în premieră sau, mă rog, în exclusivitate sau cu amănunte în premieră. De aceea îmi permit să spun, ieri primarul de Borca a anunțat că nu mai candidează, ferm, hotărât și definitiv. Astăzi domnul Liviu Harbuz a anunțat că va candida la fel de ferm și hotărât și definitiv. Și domnul Cristi Saociuc ne-a anunțat în premieră în această emisiune că va candida la Consiliul Județean. Are echipă, lucrează la program. Noi, la Mesagerul de Neamț, avem echipă, lucrăm la știri, materiale, reportaje și alte asemenea lucruri și așteptăm pe candidați să vină, să dea seama și să ne spună așa, să contrazică fabula poveștii că împăratul nu este gol. Ne oprim aici. Cele bune! Un weekend nemaipomenit pentru toți!